În acest scurt tutorial vom putea a vedea împreună o nouă funcționalitate destinată utilizatorilor platformei Smart Cash RMS, ce folosesc în mod frecvent în vânzare palete touchscreen de butoane. După cum știți, în cazul acestui tip de utilizare, culoarea este extrem de importantă, astfel încât ideal este ca fiecare buton să aibă o culoare destinată a fi ușor memorată de către vânzători pentru a grăbi viteza operațiunilor de vânzare. Pentru a facilita această modificare a culorii, sigur, din versiunile precedente, după cum bine știți, proprietatea de tip culoare era deja disponibilă, ea putea fi setată pentru un articol anume și cam atât. Ceea ce s-a adăugat nou este, în primul rând, posibilitatea de a afișa în catalogul de produse direct în tabel, în gridul de produse selectate, sortate, a coloanei culoare. Acest lucru se face prin activarea coloanei respective, implicit ea este ascunsă, desigur nu toată lumea are nevoie să o vadă tot timpul, și veți găsi aici, în zona inferioară a submeniului de afișare, câmpul culoare. Sigur, el este la sfârșit, eu l-am pus la început ca să vă fie mai ușor în această prezentare să observați. Puteți observa că fiecare dintre articolele pe care le-am afișat pe baza criteriului de filtrare după subgrupe, de exemplu, are acest câmp de culoare afișat. Ceea ce s-a adăugat de asemenea suplimentar este posibilitatea de a modifica culoarea în mod multiplu, adică de a permite setarea mai rapidă a culorilor. Haideți să facem acest lucru. În secțiunea Atribute și proprietăți diverse, intervenind această nouă posibilitate și anume setarea multiplă a culorii. Să spunem că dorim ca aceste culori să fie setate, nu-i așa, pe o culoare roșu și haide să zicem că ne dorim să fie mai intens. Culoarea este salvată în Custom Colors și ea poate fi aplicată acum pe întreg setul de culori. Veți observa de asemenea că coloana culoare este sortabilă, deci puteți să folosiți filtru de sortare pentru a putea să organizați pe culori produsele și de asemenea, folosind modificarea multiplă, veți observa că programul memorează culorile, ultimele 22 de culori folosite dacă doriți în palete și puteți ușor să reveniți la culoarea precedentă. Acest proces vă permite modificarea în mult mai rapidă și extrem de facilă a culorilor butoanelor pentru a fi afișate pe display-ul POS-urilor. Sigur, atunci când nu mai aveți nevoie de ea, coloana respectivă poate fi ascunsă, programul funcționând în mod similar cu modul de lucru de până acum. Vă mulțumim!